Daniela de Rieder, vicepreședinta Comisiei de Politică Externă din Bundestagul German, reprezentantul special al AP, a OSEC din Ucraina, Belarus și Republica Moldova, va efectua o vizită de lucru la Chișinău pentru a aborda dosarul transnistrean. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Germania, după ce ambasadorul Oleg Serebrian a avut săptămâna trecută o întâlnire cu o oficială germană. Printre subiectele discutate s-au numărat situația din raioanele de est ale Republicii Moldova, ultimele evoluții din dosarul transnistrian, relațiile Chișinăului cu vecinii săi estici, sprijinul oferit de Germania și de OSCE în procesul de reglementare a dosarului transnistrian situația socială și politică din Republica Moldova în contextul ultimelor evoluții de la Chișinău. Vizita Danielei de lider în Republica Moldova s-ar putea produce în următoarele luni, precizează misiunea noastră.